Sfatul meu este în felul următor. Când cineva este vulnerabil, în mod clar nu trebuie să rămână acasă. Are un test pozitiv, are o simptomatologie, trebuie să ajungă la spital să-și facă evaluarea. Este păcat să ajungă prea târziu și să știți că toate tratamentele existente în momentul de față nu au o mare eficiență dacă nu sunt administrate la începutul bolii. Eu cred că trebuie să rămânem totuși echilibrați. Luna octombrie va fi mai grea, o să începem ușor-ușor să scădem la nivel de număr de cazuri. Mă refer și la spitalizări și la paturile de terapie intensivă. Și eu cred că sărbătorile din această iarnă vor fi mai liniștite. Deci trebuie să fim răbdători, realiști, dar în același timp focusați la situația grea prin care trecem.